Merge. Respectiv faptul că s-au oferit, mă rog, s-au strâns bani pentru oferirea de bani comisiei de examinare de la o școală posticea. Au și recunoscut dânsele faptul că s-au strâns bani pentru, în acest scop. Probele la dosarul cauzei nu le pot discuta în acest moment. Despre ce sumă e vorba? O sumă de aproximativ 200 de lei de elev. În total vreo 4.000 de lei. Nu. Declarația dânsilor a fost în sensul că banii au fost pentru a obține indulgența comisiei de examinare și faptul că această practică era una constantă, cel puțin în ultimii 5 ani, comisia fiind aceeași și având exact aceeași practică. Erau îndrumați de cineva, de vreun profesor? Nu, erau îndrumați de Cutuma, care era în această școală. Ei, dincolo de orice dubiu, rezultă din toate probele faptul că era o cutumă instituționalizată în sensul de a se oferi, eu știu, cadouri sau chestiuni de protocol comisiei de examinare. De asta au făcut și ei ce au făcut tot ceilalți până acum. Prin urmare, diriginții nu știau? Cu siguranță știau și diriginții, la fel cum știau toți profesorii și toți elevii care au absolvit. Și sunt și profesori cercetați? Asta nu vă pot oferi date din dosarul de urmărire penală, atât vă pot spune faptul că, cel puțin până în acest moment, nu am observat vreo începere a urmării penale față de un profesor sau măcar vreo întrebare, să fie vreun profesor deranjat cu vreo întrebare cu privire la această chestiune. Ce specialitate au fetele? Nu știu să vă spun. Cred că asistente medicale, nu știu, sunt la primul contact cu dosarul de urmărire penală. Numele dumneavoastră. Coșucaru Cristian, funcție n-am avocat. Da.